Accident rutier cu daune majore vineri pe strada Cuza-Vodă dimineață în orașul Târgu Frumos. O mașină s-a răsturnat pe cupolă în urma impactului cu un alt autoturism. Pasagerii au ieșit singuri din vehicul, iar la fața locului au fost chemate echipaje de pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. O persoană a fost evaluată de salvatorii veniți la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. Cel de-al doilea autoturism implicat în accident a fost avariat puțin în partea din spate.